Cât de răspătită poate fi fapta aceasta, călătoria dumneavoastră și popasul duhovnicesc care îl faceți în fiecare an, alții mai des, alții mai rar, dar măcar o dată pe an, în toate colțurile țării noastre și ca din afară, veniți cu multă râvnă și evlave spre Sfânta Preacuvioasa, mult milostivă, Parascheva. Nu v-ați întoarce deseori înapoi sau an de an, dacă n-ați primi acea mare binecuvântare de la Sfânta Preamilostivă, mult milostivă, Parascheva, care vă readuce an de an să fie mulțumiți unii pentru ceea ce v-a dăruit prin rugăciunea și genunchi plecați către racla Sfintei Parascheva. Alții să mai lăsați din poverile, povara și greutățile, suferința dumneavoastră la Sfânta Parascheva. Bine ar fi să știm să și mulțumim când primim ceva de la Sfinții noștri dragi, care mijlocesc către Maicuța Domnului și Bunul Dumnezeu. Că în zadar ne ostenim și călătorim așa cum ne se cuvine, atât timp cât cerem, dar să știm ce cerem. De multe ori cerem, dar nu știm ce cerem. Și mergem mai nefolosiți înapoi acasă. Satana lucrează foarte urât. Creșucul diavolului este, nu spune degeaba că este un mare teolog. Are el grijă în pelerinaj de care le faceți să vă aducă și 1, 2, 3 de ajuns în autocar sau lângă dumneavoastră, care vă ispitesc și credința, și râbna, și tot ce aveți sacru în mintea dumneavoastră, rugându-vă în călătorie, mai cu seamă rugăciunea minții, care când rostim rugăciunea minții, cu siguranță fiecare dintre dumneavoastră și noi toți simțim prezența lui Dumnezeu, adică suntem în slujba lui Dumnezeu, mai bine spus. Suntem împăcați cu Dumnezeu și n-auzim nimic ce e rău lângă noi. Și Bunul Dumnezeu, Măicuța Domnului, ne slobozește de toate gândurile ce vin de la diavol, om sau trup. Noi trebuie să ajungem la trupul sfânt al Sfintei, prin Sfintele Mănăstiri, Sfinte Mari, Sfinte Icoane, Păcătoare Mânci, curați la suflet și la minte. Că nu degeaba veniți sute de kilometri pentru a cere sănătate atât pentru dumneavoastră, cât și pentru cei de acasă, care nu reușesc să aibă această mare șansă, bucurie și binecuvântare să fie, să se roage la Sfintele Moaște. Ați văzut, frățile voastre, câte bajocură. Mă și tem să pronunț ce fac unii necredincioși cum hulesc Sfintele Moaște, Sfintele Icoane. Știți dumneavoastră cine prigonește Sfintele Icoane, urăsc Sfintele Moaște, crucea celorlalte, sectarii de astăzi. Ce ne-am face noi fără sfinți? Dar ce eu-s vrednic, chiar dacă sunt preot, să mă duc să mă rog direct la Măicuța Domnului, la Dumnezeu, mijlocim prin sfinți, care sunt casnice pregini lui Dumnezeu, plăcuți al lui Dumnezeu, dar și ai noștri rugători. Cu câte daruri ne-a înzestrat Dumnezeu poporul nostru român. Depinde de râvna evlavia noastră tuturor. Să ridicăm mâine către cer și să-i mulțumim lui Dumnezeu că acești sfinți ne apără țara, poporul. Și Măicuța Domnului ne ocrotește prin sfinți care sunt mijlocitori, care îi primim la botez. Fiecare dintre noi avem un nume de sfânt care mijlocește înaintea lui Dumnezeu. Vine timpul și ceasul și v-am spus-o deseori, când și eu și dumneavoastră nu o să reușim să ne mai putem face canonul. Este voia lui Dumnezeu, suntem oameni.
călători, popasul îl terminăm, călătoria o terminăm, când vrea Dumnezeu, mai scurt, mai lung. Și Dumnezeu ne ia în considerație canonul cât am fost în viață și am făcut metanie, am avut putința să stăm în genunchi, să mergem spre Sfânta Biserică, dar vine timpul când o spune iarăși deseori să ne ferească Dumnezeu să vină ceasul când ne va încinge alții, ne va încălța alții și ne va duce Dumnezeu voia noastră. Atunci Dumnezeu îți primește canonul care l-ai făcut în viață și când nu mai poți să-l primește și nu te osândește. Dar dacă noi nici de tineri și când avem putere să facem măcar 10 metane, măcar 20 de închinăciuni, măcar să luăm aminte cu frică să ascultăm Sfânta Evanghelie, îngeri în cer nu clintesc în timpul Sfintei Liturghii, v-am mai spus eu ce am găsit și scrie Sfânta Carte, diavolii se cutremură când începe predica. Nu suportă cuvântul lui Dumnezeu propovăduit din Sfânta Evanghelie. Cu atât mai mult ce ar trebui noi oamenii să facem? Cu frică, cu luarea minte, să stăm. Astăzi am avut o Sfântă Evanghelie care poate pe unii ne atinge foarte dur, pe alții nu. Întrebarea mea este, vă întreb pe dumneavoastră, o sândește Dumnezeu pe omul bogat, care are multă bogăție? Nici de cum. Dacă știe ce să facă cu bogăția care l-a înzestrat Dumnezeu. Are voie săracul să o sândească bogatul? Nici de cum. Tot așa de ușor Dumnezeu poate să ia bogăția celui care are într-o secundă. Dacă nu știe ce să facă din ceea ce Dumnezeu l-a blagoslovit cu avere, bogăție. V-am mai spus și vă spun și astăzi. Am avut sfinți bogați, foarte bogați. V-am dat pildă pe dreptul Iov. Câte bogăție a avut și Dumnezeu l-a încercat. Nu l-a lăsat pe diavol să atingă de sufletul lui, dar de trupul lui, da. Firezi de animale, copii, tot ce a avut, totul e la Dumnezeu. Dar credința vie în Dumnezeu, a dreptul Iov, el avea o rugăciune. Dumnezeu mi-a dat, Dumnezeu mi-a luat, Dumnezeu ne-a prea bine cuvântat. Și l-a blagoslovit Dumnezeu întreită, miit înapoi ce ce-a luat. De aceea Dumnezeu, drăguțul, primitea sa vărguță, să spun, pe bună dreptate pentru păcatele noastre, și tot Dumnezeu ne ia ceea ce ne-a dat, adică neputință, boală, suferință. Deci să ajunge la cuvântul Dumnezeu, nu o sândește pentru ce are. Din contră, Dumnezeu îl binecuvintează mai cu multă avere. De cel care va avea, îi se va mai da. Cel care nu are, îi se va lua. Aici o să vă puneți multe întrebări. Nu știm noi, în fiecare secundă din viața noastră, să strigăm la Dumnezeu cu lac, să-i mulțumim pentru viața și darul de bin care este asupra noastră, viața, este un dar de la Dumnezeu, de altfel. Am auzit, iertați-mă, pe cineva că spune că îți ajunge doar rugăciunea, nu-ți trebuie doctor. Nu-ți trebuie tratament și medic. Dumnezeu a înzestrat doctorii, medicii, cu acest dar ca să tămădească omul. Cât poate și până nu e poate. Am întâlnit deseori medici care spune atât pot, mergeți prin biserică și preoți. Dar cum să spui tu poporului că doctorii nu-ți dă leac și nu te tămădești? Dacă Dumnezeu, doctorul este doctorul trupurilor, preotul doctorul sufletelor, atunci trebuie să crezi că omul acela, Dumnezeu l-a înzestrat cu acea înțelepciune, noi ne ducem și credem cu crucea aia care o facem la operație. M-a întrebat când am avut un accident pe doamna doctor, parcă aud, ortopedie. Zice, dați-mi binecuvântare, părinte. S-a pus în genunchi și a cerut binecuvântare să-i dau înainte operație. Și am mai avut un cuvânt care pe mine m-a însănătășit la accidentul cât de grav a fost. Și știu cum aveți și maicuța domnului Adâmbu și am credință că operația o să reușească. Ei, vezi,
Cât trăiesc, că n-am să-l pot uita și-o pomenesc în fiecare zi la liturghie și în rugăciunea mea. Medic adevărat cu frică de Dumnezeu, dar sunt foarte mulți cu credință, știți, care țin post. Și gândiți-vă bine. Bine timp, că acolo nu mai poți face nimic. Dacă în viața ta, cât ai trăit pe pământ, ai tremurat când ai făcut o faptă bună și aștepți să o facă după ce mori, trebuie să facem cu stânga ce nu știe dreapta, dreapta ce nu face, nu știe stânga. Așa că greșit este când auzim unele femei, văduve chiar credincioase, dar ceva fals, adică nu prea mi-a venit bine să aud, că ele pun morți, vii la morți. Și fac parastase praznice pentru ele în viață, spunând că se tem că nu vor face copiii praznici și parastase, își fac singure. Sau mai eu, ce mai auzit pe fața pământului, plătesc vămile văzduhului. Câțiva metri de pânză, niște ligheni, căni acolo, gata, părinte, am scăpat de vămile văzduhului. Câtă greșeală, rătăcire. Noi putem să ne facem în viața noastră când eu am făcut ceva pentru fratele de acolo. L-am văzut frământ, i-am dat să mănânce. Când văduva din stânga mea n-are foc, i-am dat puține lemne, se fac căldurică în casă. Când cineva în spital nu are nici măcar să-i ducă cineva de ale mâncării sau un cuvânt blând, m-am dus, l-am cercetat. Asta facem noi, punând deoparte darul divin al lui Dumnezeu. Sunt foarte bucuros că am ajuns pentru a treia oară la Vechea Galați. Nu de mult am fost din darul lui Dumnezeu și a dumneavoastră și a unor fii duhovnicești ai mei. Hristos le dea mici și împătrit. Cât de bucuros ne-a primit în altă sensul că am văzut că putem. Acum se cumpără sobi din alea, știți dumneavoastră, teracotă. Peste 200 de sobi le-a cumpărat și le-a dus. Am reușit până acum, din mila Maicii Domnului, 12 tone de alimente să ducem noi, mănăstirea, cu ajutorul fiilor duhovnicești. De trei ori am fost la Galați, de două ori la Vaslui, către Bârlada, ca ați auzit. Eu am fost și am văzut, sunt martor viu cu părinții care am fost, ce am putut să văd acolo. Dar noi, când avem o lipsă, avem pretenție ca Dumnezeu să ne trimite, să ne dea și iarăși să ne dea. Dar noi când este cineva căzut în mocilă, în sărăcie cruntă, care nu are mâncare, nu are hăinuțe, nu are căldură în casă. Eu v-am spus și repet trei sferturi din ceea ce vă dorește Dumnezeu pentru casa dumneavoastră. Dar trebuie să ne gândim la celălalt sfert. Că Dumnezeu ne va pune o întrebare. Ce ai făcut din ceea ce s-a îndărit pe fața pământului? Și am dus de două ori de 200 de pături, 400 de pături, 400 de prosoape și 12 tone de alimente. Am dus-o, măicuța Domnului, cum mă ascultă, prin dumneavoastră trimite și face minuni, dar eu mă plec în fața fiilor mei duhovnicești, celor patru care sunt o familie între ei, mi-a dorit de două transporturi. Și am zis că se apropie și nu mai merg. Am mers de trei ori, de două ori, dar m-aș mai duce o dată, încă o dată măcar, spre Bârlad. Acolo am văzut mai puțin și vreau să vă spun că ce am văzut acolo, ce colorat de mașină ajutoare, v-am spus și nu vreau să vă supăr și mâgnesc. Haine murdare nespălate, mâncare expirată, cum se duci totul Hristos, hăinuța aia nespălată, necurată. Dacă ai, dă. Dacă nu, nu mai da puiul. Nu mai da. Dă una sărăcăcioasă, dar să fie curată, nouă. Dă-mi ce-i mai rău. Care nouă nu ne place, dăm altuia. Dăruiește ce-ți place ție. Că vei da răspuns la cuvântul acesta. Gol am fost și m-ați îmbrăcat. Rămând am fost și m-ați hrănit. Întemnițat am fost și m-ați cercetat. Însetat am fost și mi-ați dat să beau. Dau slavă, măicuții Domnului, că am încălzit câteva suflete cu ajutorul fiilor și a dumneavoastră, a pelerinilor. Vă mulțumesc și vă dat proste și mă plec în fața frăților voastre, mulțumindu-vă și puținul care le-ați dat în acest coș, coșuleț pentru sinistrați, pentru Basarabia, că eu merg acolo cu alimente iar deseori. Puteți mai merge până în sărbători. A venit la mine un profesor din Basarabia care are 300 de copii abandonați.
a nimănui. Și mi-a mulțumit pentru alimente care au ajuns la ei, deși nici nu știam. Preasfințitul Antonie le-a dăruit alimente. Nu cumva să mă judecați, părinte, sunt un profesor în vârstă. Vreau să vă mulțumesc, nu să vă cer. Ar mai trebui niște încălțăminte, dacă puteți, părinte, dacă nu vă mulțumesc și mă plec până la pământ, vă mulțumesc. Fiindcă fiecare tânăr li se dă alimente pe tabel și își face mâncare singur, auziți? Își face mâncare singuri. 280 de tineri, până 300, sunt care sunt țintuiți la pat, paralizați, și acum m-aș duce să le cumpăr de încălțat. 42, 40, numărul și mai mititei care o să fie, mă duc să văd tabelul, au nevoie de noi, așa că împărțind puținul de aici, dincolo, dincolo, de la noi, de la fiii duhovnicești, o să mai îmbrăcăm și în partea Basarabei pe acești copii nenorociți, care bine, eu am trecut prin așa ceva, dar nu chiar așa. Cum aș putea mânca ceva să-mi dau cuiva? Sau cum aș putea îmbrăca ceva să-mi dau cuiva? Eu vă încurajez cu numele Hristos. Încercați! Nu e imposibil. Nu se poate ca dumneavoastră să aveți un colăcel într-o zi, o păniță, să o duceți la o vădă. Sau, cum vedeți dumneavoastră, toamna, târziu, umblând în tineș, sau oamenii norociți. Cum dumneavoastră doriți să aveți căzărică la piciorușe și făinuțe așa și aceea a lui Hristos? Am venit, măicuță, cu drag am venit la cadem bune codru, la locul sfințit. Cu toții. Am venit, măicuță, să te mai vedem, să spunem de cazul care mai avem. Te rugăm așa, dă-ne-a ta răbdare, crucea este grea. Am venit, măicuță, să ne mai vedem, să spunem necazul care-l mai avem. Rog!